Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că simt o onoare deosebită pentru că ați ales să îmi fiți aproape la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței sau pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube, ori pe oricare dintre platformele de podcast. Ca în fiecare ediție, vă încurajez să fiți parte activă din proiectul Media Taine din Scripturi, iar în ocazia aceasta am ales să dau glas unui mesaj pe care l-am primit din partea lui Marius Ițianu pe YouTube. Aveți printre dumneavoastră oameni extraordinari care au o înțelepciune ce vine de sus. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug pe toți cei din echipa Taine din Scripturi. Apreciem din toată inima fiecare mesaj pe care ne-l scrieți, dar mai ales rugăciunile pe care le înălțați pentru noi. Avem mare, mare nevoie. Sunt încântat să-i salut pe cei doi colegi care au acceptat să îmi fie parteneri de discuție în această ocazie. Bun revenit în platoul Taine din Scripturi, pastorul Emil Eremie. Ne v-am regăsit. Și mă bucur să-l revăd pe pastorul Silviu Tisloveanu. Și eu, Costi, bun găsit. Stimați colegi, cred că suntem pregătiți să dăm deja drumul discuțiilor, să nu mai tragem de timp, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Viorica din București ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300, numărul de telefon pe care vă încurajez și pe dumneavoastră să-l folosiți. Următoarea întrebare, credincioșii care vor fi pe pământ în ultima generație vor fi fără păcat? În punctul meu de vedere, cred că ar trebui mai întâi să definim ce este păcatul, ca să putem da un răspuns cât de cât pe înțeles, cel puțin pe înțelesul persoanei care pune întrebarea. Din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi, păcatul apare în două formele sale. Mai întâi ca stare, adică noi moștenim starea păcătoasă de la Adam, nu păcatul adamic, ci starea păcătoasă, conform epistolei sale către Romani, Apostolul Pavel spune foarte clar, și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Noi toți suntem înclinați spre păcat. În Ieremia 13:23 se spune, poate o etiopian să schimbe pielea sau un pardos să schimbe petele. Evident că nici voi care sunteți răi și sunteți deprinși să faceți rău, nu puteți face binele prin voi înșivă. Cu alte cuvinte, moștenim această stare de păcat. În al doilea rând, există păcat ca și consecință a unei activități conștiente împotriva unei reguli a lui Dumnezeu. Știi că e rău, dar o faci. Și lucrul acesta se numește fără de lege, conform cu Ioan 1 Ioan 3 cu versetul 4. În condițiile acestea, știu că Domnul Hristos și-a dat viața pentru ca noi să fim absolviți de vinovăția păcatului și ca stare și ca atitudine conștientă în momentul în care o facem conștient, dar ne pocăim. În momentul în care ne pocăim, Dumnezeu ne iartă de ambele feluri ale păcatului, deci suntem iertați. Suntem iertați de vinovăție, dar prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt suntem capabili să ne împotrivim puterii păcatului. Și aceasta este problema, probabil direcția Doamnei sau persoane care ne trimite întrebarea, și anume, vor exista persoane care nu vor mai fi sub puterea și stăpânirea păcatului? Din punctul meu de vedere, în fiecare generație au existat oameni care au avut o relație frumoasă cu Dumnezeu, iertați de vinovăția păcatului în ambele forme, dar și capabili prin lucrarea Duhului Sfânt să se împotrivească păcatului. Și sunt persoane care au dormit în această încredințare a învierii. Dar în ultima generație, plusul pe generații respective de credincioși este că ei vor fi ocrotiți în mod special de Dumnezeu. După ce sunt absolviți prin iertare de către Domnul Hristos de vinovăția păcatului, vor avea suficientă putere a Duhului Sfânt ca să reziste împotrivirii diavolului până la sfârșit. Acesta este plusul, este momentul în care Dumnezeu intervine pentru ca să-i sigileze și să-i păstreze în credincioșie până la revenirea lui pe norii cerului. Există un timp definit de când începe sigilarea până când va reveni Domnul Hristos? Avem vreo informație la capitolul ăsta? Dacă vorbim despre sigilare în sensul ei, putem vorbi despre lucrarea de judecată care a început în secolul al XIX-lea, la jumătatea lui 1844, și care va dura până chiar înainte de revenirea Domnului Hristos, dar, din câte înțelegem, sigilarea acestei generații va avea loc cu puțin timp înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Cu puțin timp. Este nedefinit, dar este clar. Cu puțin timp înainte ca harul să se închidă și să revină Domnul Hristos. Aș vrea să dau câteva gânduri vis-a-vis de această întrebare a doamnei Viorica. Când vorbim despre ultima generație, există o concepție, chiar și printre adventiști, că ultima generație este
și trebuie să fie deosebită de toate celelalte generații în materie de sfințenie. Ori eu n-am înțeles așa Sfânta Scriptură, evident că mai este loc de aprofundat, dar eu înțeleg că, și-a spune mai pe scurt așa, ultima generație într-adevăr nu va trebui să păcătuiască, pentru că harul Domnului îi va fi suficient ca să ajungă în punctul acesta în care să nu păcătuiască. Dar, atenție, acesta este standardul pentru fiecare om care a trăit vreodată pe pământ sau pentru fiecare generație care a existat vreodată. În spatele acestei preocupări vis-a-vis de nepăcătuirea unei ultimei generații stă o concepție și aș vrea să-i spun pe nume, și anume faptul că Dumnezeu are nevoie ca să fie îndreptățit, caracterul lui să fie scos fără pată înaintea omenirii. Dumnezeu are nevoie de o ultimă generație care n-a păcătuit, care este atât de curată cum n-a fost curată nicio altă generație din trecut. Asta lipsa acestei generații care să nu păcătuiască deloc explică, pentru cei care cred așa, explică și întârzierea Domnului Hristos. El nu întârzie pentru că această generație care să nu păcătuiască n-a apărut, și atunci el încă rămâne. Cu alte cuvinte, am spune, el este dependent de om. Nu. Rezumând, Dumnezeu a avut aceleași standarde pentru toată omenirea de-a lungul existenței. Probabil că ultima generație, să spunem că ar putea să strălucească mai tare în materie de sfințenie, să spunem, e o exprimare delicată ce spun acum, ar putea să strălucească mai tare în sensul că ea trăiește în culmea degradării păcatului. Adică trăiește în ultima perioadă a Pământului, când lumea va fi mai degradată ca niciodată. Și prin contrast cu această degradare, ai putea să pui sfințenia lor. Dar ea nu este cu nimic mai presus calitativ, din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu e cu nimic mai presus decât sfințenia și credincioșia altor oameni care au trăit cândva în lumea aceasta și l-au slujit pe Dumnezeu. Așadar, puterea și aș mai adăuga ceva fi după a omului, ci va fi a harului Domnului Hristos. Exact. Te rog. Dacă ne uităm în întâia epistolă a lui Ioan, găsim acolo de mai multe ori expresia nu păcătuiește. Și ea apare în două contexte. Numărul 1. Să locuiască Dumnezeu în tine. În cine locuiește Dumnezeu, nu păcătuiește. Numărul 2. Deci, cel care, în care locuiește Dumnezeu, și numărul 2, cel care iubește. Sper să nu greșesc, îmi dau seama acum că s-au încurcat puțin lucrurile în mintea mea, dar de mai multe ori apare această expresie, nu păcătuiește. Deci e posibilă nepăcătuirea, dar depinde unde punem noi accentul. Dacă punem accentul pe ideea de a nu păcătui, lucrul ăsta ne sperie pur și simplu și s-ar putea să nu ajungem acolo. Dacă punem accentul pe oferta lui Dumnezeu de har, de putere, atunci putem să ajungem acolo. Poți să te uiți între timp în Scriptură și clarificăm aspectul ăsta. Sigur. Este clar că harul Domnului Hristos este cel care ne dă putere. O să revenim imediat ce vei găsi detaliul acesta. Amintesc celor care ne urmăresc faptul că dacă sunteți alături de noi pe rețelele sociale, vă provocăm să transmiteți, să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră, pentru că sunt sigur că le veți face un mare, mare bine. De asemenea, dacă aveți motive pentru care ați dori să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, să ne rugăm pentru dumneavoastră, scrieți-ne lucrul acesta în comentarii publice sau în privat sau folosind numărul de WhatsApp 0751400300. De asemenea, vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu vom putea prelua în timp real mesajele dumneavoastră, dar, așa cum ați văzut, în edițiile viitoare răspundem acestora și suntem întotdeauna gata să interacționăm cu dumneavoastră. Silviu, ai găsit versetele respective? Da, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Născut din Dumnezeu, și știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și mai este unul pe care, da, oricine rămâne în el nu păcătuiește. Deci două lucruri. Să rămâi în el și să fii născut, și din, să fii născut din el. În astea două situații apare ideea mulțumesc de a păcătui. Și eu mulțumesc pentru ocazia de a corecta. Suntem în postura de a vă invita să asistați la o dezbatere care are în vedere botezul pruncilor sau botezul la maturitate. Așadar, am să pornesc de la ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul
capitolul 6, versetele 3 și 4, cuvântul spune așa: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Pare, citind versetele acestea, că botezul este doar un act simbolic de rememorare a Domnului Hristos, a morții Domnului Hristos, fără implicații practice din partea creștinului. Oare lucrurile chiar așa să stea? Oare chiar este nevoie pentru mântuire de a fi partea unei scufundări concrete a trupului nostru? Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Emil Ieremie și Silviu Tisloveanu. O să discutăm în ocazia aceasta despre botez, dacă este nevoie să fim botezați la maturitate sau în pruncie, dacă o fi nevoie de botez sau nu. Și vă invit să pornim de la ceea ce găsim scris în Matei 3, de la 13 la 15. Cuvântul spune: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Am să vă întreb pentru început, pe ce argumente s-a bazat Ioan atunci când a început să boteze prin scufundare? Aș privi întrebarea dumneavoastră din două unghiuri. Primul ar fi cel de trimis. În Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetul 6, Ioan Evanghelistul, vorbind despre Ioan Botezătorul, zice așa, versetul 6: a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Puțin mai târziu, Ioan Botezătorul, discutând cu Ioan Evanghelistul, în capitolul 1, versetul 33, spune: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis. Pe ce argumente se baza Ioan Botezătorul să facă lucrarea aceasta? El era trimis. Când ești trimis de Dumnezeu să faci ceva, n-ai niciun argument. Domnul Hristos, în Ioan capitolul 5, versetul 28, spune: eu sunt trimis de Tatăl. Sau, de exemplu, Amos îi răspunde preotului Amația, care voia să-l zgonească de acolo, din Betel, zice: eu nu am niciun merit, n-am niciun credențial, n-am nicio diplomă, n-am nimic. Dar vreau să spun foarte clar, eu sunt trimis de Dumnezeu. Trimiterea de Dumnezeu nu-și cere niciun argument, nu-și trebuie nimic. Sau, de exemplu, Biserica creștină este trimisă de Domnul Hristos: duceți-vă și faceți. Matei, capitolul 28. În acest context, Ioan nu are nimic, nu are nevoie de absolut nimic. El merge în baza unei trimiteri. Există însă și partea a doua, sau unghiul 2. Pe ce argumente? Da, Ioan are și niște argumente biblice în baza cărora face lucrul acesta. De exemplu, în Exod capitolul 30 este prezentat momentul în care Dumnezeu poruncește lui Moise ca între altarul de jertfe și cortul propriu-zis, în curtea de afară, să fie pus un lighean în care preoții să-și spele mâinile și picioarele înainte de a intra să facă slujba. Și Domnul spune să o facă treaba asta ca să nu moară. Cu alte cuvinte, apa în sine, în Biblie, în mod special în Noul Testament, reprezintă un mijloc de curățare, un mijloc de a face curat în urma ceea ce este murdar. Și în contextul acesta, Ioan are un argument foarte sănătos, biblic, aș putea să spun, în baza căruia săvârșește botezul cu apă. Plus că și în Vechiul Testament apa este folosită tot așa ca un simbol al curățirii. În mai multe situații, un om care devenea necurat trebuia, printre altele, să se și spele. Da. Marele preot, de exemplu, în ziua ispășirii, când trebuia să meargă în Sfânta Sfintelor, de asemenea trebuia să-și scalde trupul în apă. Apa în Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, este un simbol al curățirii. Uite, de pildă, dacă un dobitoc mort, un animal mort, cădea într-o apă stătătoare, apa aceea devenea necurată. Dar dacă un animal mort cădea într-o apă curgătoare, apa aceea nu devenea necurată. De aici înțelegem puterea de curățire a apei. Așa că Ioan Botezătorul are pe ce să se bazeze, da? Pe aceste adevăruri biblice, pe aceste realități biblice. Dar aș mai spune încă un lucru. În vremea lui,
Se pare că era o practică aceea de a-i boteza pe prozeliți. Da, evreul făcea și el misiune, câștiga pe cineva dintre neamuri, iar omul acela, ca să intre în iudaism, în religia iudaică, era botezat. Esenienii practicau botezul, deci lucrurile pot fi înțelese în acest cadru contemporan lui Ioan și, pe de altă parte, fundamentat pe Vechiul Testament. Dar nu putea fi confundat botezul dacă lucrurile stau așa? Adică ce avea în plus Ioan Botezătorul față de... Ce oferea în plus Ioan Botezătorul față de ceilalți? Bună întrebare, pentru că Sfânta Scriptură ne spune, de fapt sunt cuvintele lui Ioan Botezătorul, spune: eu vă predic botezul pocăinței. Ceea ce aducea în plus botezul lui Ioan era această noțiune de pocăință plus, sau pocăință cu ce obiectiv, în care scop? Pocăință cu scopul de a-L primi pe Iisus. Ioan însuși se identifică ca fiind glasul din pustie care spune: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Așadar, lucrarea lui Ioan, care include printre altele predicarea Evangheliei și a judecății, că spunea securea a fost înfiptă la rădăcina copacilor, predicarea lui, care era de asemenea însoțită de botezul pocăinței, nu făcea nimic altceva decât să pregătească norodul pentru primirea Domnului Hristos. Așadar, botezul lui Ioan este diferit de celelalte botezuri. El preceda lucrarea Duhului Sfânt, pe care Domnul Hristos puțin mai târziu menționează: cine va fi botezat din apă și din Duhul Sfânt. Da, iar Ioan mai adaugă: după mine vine. Da, și spune: și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Cu alte cuvinte, botezul lui Ioan nu era doar o chestiune de schimbare de religie. Da, ea avea un scop bine definit, și anume ca omul să-L primească pe Dumnezeu în toată splendoarea. De unde aveam... Vă îndrept atenția puțin spre asta, spre botezul Mântuitorului. De unde avea Ioan certitudinea că Iisus are inima schimbată? Pentru că nu stătuse de vorbă cu el înainte, nu avusese vreun dialog deschizând scripturile. De unde știa lucrul ăsta? Cumva? Păi... Sau dacă venea altcineva, m-am folosit puțin de exemplul Domnului Iisus, dar dacă venea altcineva și spunea: uite, vreau să mă botez, îl băga pur și simplu în apa botezului? Avea ceva apa respectivă, ceva haric în ea? Nu, dar vezi, tocmai asta a fost problema lui Ioan. Nu că nu știa dacă Iisus este schimbat, ci tocmai că nu vedea în el nimic de schimbat. Înțelegi? Până acum el a predicat botezul ca o expresie a pocăinței, o expresie vizibilă a pocăinței. Dar acum vine Iisus la el să-l boteze și el nu vede niciun păcat în Iisus și se întreabă: dacă are logica, pentru ce vrei să te botezi? Iar răspunsul Mântuitorului este: lasă să împlinim ce este de împlinit. Bun, și atunci botezul n-am putea să spunem că este mai degrabă o lecție pedagogică decât ceea ce spuneați mai devreme? Adică cumva care are de-a face cu schimbarea inimii? Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vreau să adaug textul pe care deja l-am citit. Ioan Botezătorul vorbește cu Ioan Evanghelistul și îi spune: eu nu-l cunoșteam. Deci când a venit la mine, eu nu știam cine este. Dar cel care m-a trimis să botez, iar acesta este Dumnezeu Tatăl, mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se asupra lui, este cel care va boteza cu Duhul Sfânt. Adică a fost o lucrare dumnezeiască. Adică n-a fost doar mintea lui Ioan care analiza și... Dar cum i-a vorbit Dumnezeu lui Ioan? Prin Duhul Sfânt. Așa cum i-a vorbit. Dar apare undeva în Evanghelie că a avut vreo teofanie sau proviziune? Nu, dar avem teofanie de felul acesta. Lui Simeon, Domnul, Duhul Sfânt i-a spus: acum du-te în templu pentru că îl vei lua în brațe pe cel care a venit. Sigur, în ceea ce îl privește pe Simeon, dar în ceea ce îl privește pe Ioan, n-ar putea să fie n-ar fi putut fi doar o închipuire a lui Ioan? Păi, dar din moment ce el spune foarte clar: cel ce m-a trimis să botez, mi-a spus. Felul în care i-a spus nu este detaliat aici, dar e foarte clar că i s-a spus. Este foarte clar că i s-a arătat. Și plus că putem să ne gândim că Iisus, omenește vorbind sau fizic vorbind, era un om ca toți ceilalți. Aveai nevoie, bine, pe de o parte să zicem că poate cunoștea din viața lui Iisus, să zicem, apropo de analiză, da, analize omenești. Totuși nu cred că era suficient ca să poți să declar cu certitudine: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și acum vreau să fac o conexiune cu Petru, când îi întreabă Mântuitorul: voi cine ziceți că sunteți? Și Petru spune: tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Și ne aducem cine aminte... ziceți că sunt?
Exact, voi cine ziceți că sunt? Mulțumesc. Iar răspunsul lui Petru este, tu ești Hristosul lui Dumnezeu, și Iisus îi spune, da, Petre, ferice de tine, că nu carnea și sângele, da, ci Duhul Sfânt. Cu prin Petru urmare, avusese cumva stătuse o perioadă, îl cunoscuse personal, în ceea ce îl privește pe Ioan, pare că relatarea este una în care ei se întâlnesc pentru prima dată. Tocmai asta am vrut să spun. Este văzut. Tocmai asta am vrut să spun, erau ultimele cuvinte. După cum lui Petru descoperirea a făcut-o Duhul Sfânt, că Iisus este Hristosul, asta e clar, nu? Că o spune Mântuitorul, tot așa trebuie să se fi întâmplat și cu Ioan Botezătorul, ca el să spună, acesta este mielul lui Dumnezeu, nu putea să fie decât o descoperire dumnezeiască. Dar cred că există și alte elemente, dar de natură secundară. Până la urma urmei, putem să gândim și că Ioan mai știa câte ceva despre Iisus. Categoric, mamele mai știa câte ceva despre Iisus. Dar uite, Iisus zice aici, lasă-mă în momentul ăsta, pentru că trebuie să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Nu este mai degrabă botezul lui Iisus o atitudine pedagogică decât una de nivel spiritual? Adică chiar avea Iisus nevoie? Iisus, știm că El a fost fără păcat. Avea nevoie efectiv de botez? Cred că fiecare dintre noi, ca să înțelegem lucruri care sunt dincolo de lumea noastră fizică și trec în lumea metafizică, trebuie să avem elemente fizice pe care să ne bazăm. Pentru mine botezul este ca o poartă, ca o ușă, prin care se intră dintr-un loc în altul. Se trece din împărăția întunericului, se trece în împărăția luminii. Da, în primul rând Domnul Hristos a făcut botezul ca un element pedagogic. Cu alte cuvinte, cum am făcut eu, că el spune treaba asta în alt context, cum am făcut eu, așa să faceți și voi, inclusiv în actul botezului. În același timp, lucrurile sunt mult mai profunde. Domnul Hristos este cel care, prin botezul său, inaugurează, deschide ușa acestei împărății, dacă vreți, eu așa mi-o imaginez. El o deschide și acum spune în Ioan capitolul 10, eu însumi sunt ușa. Din clipa aceasta a inaugurării acestei împărății, eu devin ușa prin care orice om poate să intre. Pentru mine, botezul înseamnă trecerea dintr-o stare a omului într-o altă stare. Aceasta este pentru mine botezul. Dar Iisus nu avea nevoie, tocmai asta încerc să spun. Iisus n-avea nevoie să treacă într-o altă stare, pentru că starea lui era una perfectă. Am spus că el a inaugurat această împărăție prin trecerea prin botez, pentru că el nu avea nevoie. El a luat asupra lui natura noastră umană, dar nu și natura noastră păcătoasă, deci nu avea nevoie. El face lucrul acesta în mod pedagogic pentru noi, dar înțelesul este și mult mai profund decât doar actul pedagogic. Avem vreun argument sau avem scris undeva că ceilalți ucenici au fost și ei botezați? Există undeva scris despre lucrul ăsta? Iisus a făcut-o, era mentorul lor, iar ceilalți ucenici s-au botezat și ei la rândul lor? Sau? Nu am găsit, personal nu am găsit. Nici eu nu-mi dau seama în momentul ăsta. Au fost botezați. Presupunem, dar nu se știe. Știm la final, asta ce ați făcut și dumneavoastră referire, că la finalul cărții Matei li se spune, mergeți, propovăduiți și botezați. Ar fi putut să boteze dacă la rândul lor n-ar fi fost botezați? Da, sunt argumente colaterale care ne fac să înțelegem că ei au fost botezați înainte ca să boteze, dar nu li se spune nicăieri. Știm despre Iisus că El a fost botezat în Iordan. Astăzi, chiar în contemporaneitate, sunt unii oameni care merg în Israel să fie botezați în Iordan. Are Iordanul ceva special sau contează locul în care ești botezat? Apa are vreo importanță? Nu. Cu tot respectul pentru cei care se duc acolo, părerea mea este că dacă au posibilitatea și nu e o cheltuială prea mare, pot face lucrul acesta, dar asta nu ajută, nu face actul mai valoros. Nu. Dar dacă te botezi într-un râu, spre deosebire de a te boteza într-un baptisteriu, are ceva mai special? Din nou, nu văd ceva mai special. Accentul nu se pune pe natura apei, dacă e curgătoare sau stătătoare, dacă e din România sau din Israel. Accentul se pune pe schimbare. Ne amintim, Ioan predica botezul pocăinței. Păi și atunci, dacă nu se pune accentul pe asta, stai să rămânem puțin la formă, dincolo de pocăință. Dacă iau un pahar cu apă, am paharul ăsta și vin la tine și îți spun, uite, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și storn apa pe cap sau pe mână sau undeva, așa simbolic, asta contează? Problema este peste tot în Noul Testament apare ideea de botezul se face prin scufundare în apă însuși, verbul baptizo, da, din limba greacă înseamnă a scufunda. Deci excludem scenariul ăsta. Excludem.
am putea pune o altă întrebare, dacă oricine poate boteza pe oricine prin scufundare. O să ajungem și la asta, dar dacă tu te-ai ridicat-o, te rog. Eu înțeleg că nu oricine poate boteza pe oricine. Adică Domnul Hristos i-a desemnat pe apostol să facă lucrul el acesta. El nu mi-amintesc să fi botezat pe cineva, sau cel puțin în Evanghelie. Găsim referiri la asta, că Domnul Hristos a botezat. A botezat, da? Da, da. O să-mi amintești? Da, da, o să caut imediat. Cred că e bine să continuăm pe ideea aceasta, așa numai că ori unde găsim în Noul Testament cuvântul botez, în rămânește sau baptizul în greacă, înseamnă scufundare sau afundare. Și când spunem că Domnul Hristos a fost botezat, nu ne gândim la un ritual, ci ne gândim la faptul că Domnul Hristos a fost imersat, a fost scufundat cu totul. El a trebuit să fie acoperit de ape pentru ca să se împlinească simbolistica din Romani, unde aș citi dumneavoastră în capitolul 6. Noi, prin botezul în moartea Domnului Hristos, suntem scufundați. Adică noi suntem îngropați exact, împreună cu El. Ceea ce pentru mine, revenind la imaginea mea, pe care eu am, înseamnă că eu, odată cu botezul, mă dezic de lumea aceasta, mor față de lumea păcatului în care am trăit până acum și vreau să trăiesc în lumea Domnului Iisus Hristos, vreau să trăiesc în împărăția sa, unde sunt principiile sale, rânduielile sale și așa mai departe. Asta înseamnă că oriunde vom citi despre a fost botezat, famenul etiopian botezat de către Filip, se spune că l-a botezat, adică l-a scufundat. În Ioan capitolul 3 se spune că Ioan boteza în ape multe, adică scufunda în apă. Nu poți vorbi despre faptul că apa era până la gleznă și Ioan l-a scufundat, pentru că este un nonsens. De asemenea, vis-a-vis de paharul dumneavoastră, nu se poate vorbi despre faptul de a lua puțină apă sau niște petale de trandafir și a pune pe capul cuiva zicând ești botezat. A boteza înseamnă a scufunda, ca să păstrăm imaginea aceea sau semnificația botezului, moarte față de ce am fost, deci nu vreau să mai trăiesc niciodată în unde ce am trăit și vreau să trăiesc o altă viață. Până la urmă spuneți că botezul este o alegere? Este o alegere personală, fără niciun fel. Nu altcineva să aleagă în locul tău, chiar părinte fiind. O să discutăm puțin despre asta. Nu? O să și argumentăm. Te rog, hai să ne întoarcem la momentul în care spui tu că Iisus a botezat. Te rog. Ioan 3:22. După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Se subînțelege Iisus. El la singular, persoana a treia. El stătea cu ei acolo și boteza. Nu poți să atribui acest boteza decât lui Iisus în contextul nostru. L-avem după aceea pe Ioan Botezătorul, s-a citat. Ioan boteza și el în Enon. Deci Iisus a botezat și el. Dar aș sublinia și eu faptul că scufundarea în apă, lucrul ăsta să zicem că l-am stabilit, este cât se poate de biblic, scufundarea în apă nu are un har în sine, ci reprezintă o cerință a lui Dumnezeu în baza unui ritual cunoscut din Vechiul Testament. Dacă Dumnezeu ar fi spus să-l botez cu un pahar de apă, atunci era în regulă. Ce vreau să spun este că nu are un har în sine botezul, dar este o cerință a lui Dumnezeu. Pot fi oamenii mântuiți fără să fie botezați? Da. Și atunci ce rost mai are să mai mă botez? Pentru că fiecare regulă are excepțiile ei. Regula este botezul. Nu poate intra nimeni în partea cealaltă decât pe ușă. Cineva crede și se Domnul va boteza. Domnul Iisus spune foarte clar, cineva crede și va trece prin botez în partea cealaltă, va fi mântuit. Cine nu va crede, nu va trece și va rămâne mai departe aici și va fi osândit. Vă rog. Merg mai departe. Vă rog. Întrebării dumneavoastră. Fuge timpul, mă totui la ceas. Excepțiile sunt foarte clare. Ia una singură de pe paginile Bibliei, tâlharul. Am convingerea că dacă Domnul Hristos l-ar fi eliberat, următorul lucru pe care trebuia să-l facă era să se boteze, adică să intre în împărăția lui conform regulii. Nu o să mai putut și Domnul Hristos spune nicio fel de problemă, pentru că eu m-am botezat înaintea ta și lucrul ăsta este atât de important pentru mine. Tâlharul nu este mântuit pentru că nu s-a botezat, ci este mântuit în baza botezului Domnului Hristos. Și ajungem din nou la imaginea pe care noastră, sau la întrebarea dumneavoastră, dacă n-a fost doar pedagogic. Nu. Prin botezul său, Dumnezeu oferă, Domnul Hristos în speță, oferă posibilitatea celor care, excepție, făcând de la regulă, nu se pot boteza, să fie mântuiți, să treacă în împărăția lui prin propriul botez. Eu sunt ușa.
prin mine intrați. Aceasta este înțelegerea mea pe baza Sfintelor Scripturi vis-a-vis de botez, de excepțiile de la regulă. 1 Petru 3,21, botezul care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. De ce este important botezul trupului când pare că pe Dumnezeu îl interesează de fapt schimbarea inimii? O spun încă o dată, nu trupul este cel care îi contează aici, ci inima. Dar vezi, acceptând să-ți botezi trupul, tu transmiți că inima e supusă lui Hristos. O spun încă o dată, botezul nu are un har în sine, dar este o cerință a lui Dumnezeu și îndeplinirea acestei cerințe înseamnă că inima mea e cu el. Uite, pot să fac o analogie și cu sabatul. Dacă Dumnezeu a cerut să respect o zi, asta înseamnă, nu ziua aceea mă mântuiește, nu respectarea acelei zile mă mântuiește, dar respectarea ei este un mesaj că inima mea este supusă Dumnezeului care mă mântuiește. Merg puțin mai departe, pentru că aș vrea să acoperim și alt spectru și o să mă întorc la o întrebare. Hai să o clarificăm acum, că mi se pare esențial. Spuneai, cine botează? Ai argumentat că însuși Domnul Hristos a botezat. Bun, astăzi Domnul Hristos nu mai este printre noi. Ioan Botezătorul nu mai este printre noi. Cine are dreptul să boteze? Mergând pe ideea aceasta că Domnul Hristos i-a delegat pe apostol să facă lucrul acesta... Nici apostolii nu mai sunt printre noi. Corect. Înțeleg că responsabilitatea și onoarea de a boteza este cumva transferată slujitorilor Evangheliei. Care sunt de mai multe categorii. Nu? Da. Da, e adevărat. Biblia vorbește despre diacon, vorbește despre prezbiteri. Este adevărat. Nu vorbește despre pastori. Păi nu vorbește despre preoți în Noul Testament. Exact, nu vorbește. Și atunci, pentru că nu exista terminologia asta de pastor, dacă vrei, poate de păstor. Dar exista terminologia de păstor bătrân, care era atribuit tot de prezbiter, exista terminologia prezbiter și episcop. Ulterior a apărut și denumirea de pastor, care nu este nimic altceva decât echivalentul prezbiterului sau al episcopului. Trebuie să reținem că în limbajul Noului Testament episcopul și prezbiterul sunt una și aceeași persoană, nu reprezintă grade ierarhice diferite. Cine, văd că aveți Biblia deschisă? Da, am deschis-o la 1 Corinteni capitolul 14 pentru a răspunde haosului creat de crearea, de folosirea limbilor într-un mod nepotrivit. Apostolul Pavel spune foarte clar, în fiecare biserică trebuie să fie o rânduială, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci un Dumnezeu al ordinii. Și se confirmă mai jos lucrul acesta, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Și mai jos el vorbește, scuzați-mă, în capitolul 10 el vorbește despre faptul că în biserică Dumnezeu a dat prezbiteri, apostoli, iar în capitolul 4 și versetul 11 din Efeseni spune, între altele, păstori și învățători. Ce înțeleg eu este că în biserica lui Dumnezeu totul este organizat și în momentul în care Dumnezeu prin biserică cheamă pe cineva la o slujire, anume, acea persoană este îndreptățită prin autoritatea lui Dumnezeu și chemarea bisericii să împlinească o slujbă. Iar dacă chemarea lui Dumnezeu este în dreptul tău ca pastor să faci lucrul acesta, atunci o faci în baza autorității lui Dumnezeu și în baza chemării bisericii. Dacă biserica nu te chemă să faci lucrul acesta, nu-l faci. Așa că, din punctul meu de vedere, nu oricine poate să boteze pe oricine, ci doar cel care este chemat în baza unei rânduieli biblice, a chemat păstori, învățători și așa mai departe. Și când biserica confirmă această chemare lui Dumnezeu în dreptul tău, poți să săvârșești un act liturgic. N-ai fost chemat, n-ai fost autorizat, nu o faci. Merg spre ceea ce găsesc scris într-o carte, este o frază pe care am luat-o special pentru momentul ăsta, The Sacramental Life of the Orthodox Church, zice așa acolo, un pasaj, urmând obiceiul bisericii primare, Biserica Ortodoxă încurajează botezul copiilor. Mi s-a părut foarte concretă ideea asta, obiceiul bisericii primare. Avea practica biserica primară de a boteza pruncii? Citim despre așa ceva? Nu găsim așa ceva. Acum am căutat rapid un verset care ar putea să te conducă spre concluzia asta, dar într-un mod eronat. Uite, de pildă, 1 Corinteni 1:16 zice, da, am mai botezat și casa lui
Ștefana, încolo nu mai știu să fi botezat pe altcineva. Și Pavel a botezat, da? Sau și a fost botezat el și casa lui, temnicerul din Filipe, de exemplu. Nu se găsesc poate trage un alt indiciu, dar inclusiv concluzia este eronată. Că tot Noul Testament vorbește despre botez ca reacție a pocăinței. Se poate pocăi doar un om care este în toate mințile, care are capacitatea de a distinge binele și răul, de a înțelege chemarea lui Dumnezeu, și atunci el decide să se boteze. Famenul etiopian, ce a zis? Uite apă, ce mă împiedică? Vezi? El și-a pus problema. Ce mă împiedică? Există ceva care mă împiedică? Dacă nu mai există, atunci pot să fac un pas spre... Prin urmare, nu avem niciun fel de argument că... Vă răspund eu tot dintr-o carte. S-au botezat copiii? Da, vă răspund eu tot dintr-o carte. Dintr-o carte a unui mare teolog al secolului 20, Karl Barth, care spunea că dacă lipsesc două elemente la botez, și anume mărturisirea personală și solicitarea personală, acela nu poate fi socotit un botez. Karl Barth este membru al Bisericii Adventiste? Teolog reformat. Un teolog reformat. Dar el, vorbind despre botez, sugerează faptul acesta. Două elemente trebuie să însoțească actul botezului, și anume mărturisirea. Deci eu mărturisesc că vreau să trec de aici în partea cealaltă și eu solicit botezul. Eu vreau să mi se întâmple experiența aceasta de viață. Așa că nu putem vorbi despre botezul celor care nu pot să aibă la bază sau drept bază aceste două elemente. Mărturisirea personală și solicitarea personală. Când vorbim despre ideea asta a botezului pruncilor, în spate se află argumentul acela al lepădării păcatului adamic. Oare până la maturitate nu, și când alegi să te botezi, nu ești sub incidența asta a păcatului adamic? Și la un moment dat, dacă cumva nu vei mai trăi până te vei boteza, vei pierde cu adevărat mântuirea? Așa, cu cât te botezi mai devreme, după ce te-ai născut, cu atât șansele de a intra pe ușa despre care vorbeați dumneavoastră spre mântuire este mai mare, nu? Da, dar... Așa înțeleg, spus, logic. Am spus puțin mai devreme, răspunzând doamnei Viorica, din Roman capitolul 5, că este vorba despre o stare pe care o moștenim și despre o vinovăție. Deci noi nu moștenim vinovăția păcatului adamic, asta trebuie să fie foarte clar. Noi moștenim starea păcătoasă, pentru că înclinațiile noastre sunt întotdeauna spre păcat. Dar, vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră, apostolul continuă mai departe și dă un răspuns foarte concludent. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei care primesc în toată plinătatea harul și darul neprihăniei vor domni în viață cu acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a lui Dumnezeu vine pentru toți oamenii. Toți oamenii, nu contează, nu se spune care este vârsta, o hotărâre de neprihănire care dă viață, adică Domnul Hristos nu ține neapărat seama de starea mea păcătoasă. Dacă n-am apucat să am mărturisirea și cerința, solicitarea, Dumnezeu știe treaba asta și El poate să mântuiască în baza harului pe care îl are. Nu mă bag eu aici în modul în care mântuiește Dumnezeu. Dar este foarte clar, nu am nevoie să mă botez mai repede ca să scap de vinovăția adamică, pentru că nu o am. Am doar starea păcătoasă, înclinația spre păcat, și nu se poate să rezolve treaba asta după harul său nemărginit. Tocmai asta vreau să spun, că ar fi incorect să ne certăm pe chestiunea vârstei botezului în loc să ne ducem la rădăcină, și nu fac decât să confirm ce spuneați noastră. Dacă în teologia ortodoxă nu ar exista concepția de vinovăție moștenită, vinovăție moștenită la naștere, dacă n-ar exista conceptul ăsta, n-ar exista nici conceptul de botez al pruncilor. Mai mult, sper să nu greșesc, nu știu dacă în teologia ortodoxă, dar în popor chiar se consideră că însuși actul intim este păcătos, tocmai pentru că prin el tu transmiți vina copiilor tăi. De asta unii, din ce am auzit, da, unii oameni se duc și când se spovedesc, printre altele, povestesc și partea asta a relației intime. Așadar, se consideră că copilul se naște deja vinovat. Noi înțelegem că nu se naște vinovat, ci se naște, așa cum s-a spus și nu mai insist, se naște înclinat spre păcat. Dar această stare de păcat, această păcătoșenie, nu este mai puțin păcat, doar că nu este o vină care ni se impută. Da, nu este o vină personală și pe care Dumnezeu să ne o impute. Noi ne naștem păcătoși, egal, înclinați spre păcat, dar până când alegem în mod conștient să păcătuim, noi nu suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu.
Din cauza asta vine și momentul conștientizării și mai apoi al alegerii de a mă boteza și a încheia legământ cu Dumnezeu sau de a nu mă boteza și de a îl fenta pe Dumnezeu, de a-l ocoli. Marcu 16, cu 16 zice așa, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Odată botezat, apropo de păcat, înseamnă că nu voi mai păcătui? Există o practică printre cunoscuții mei, bine, mai mari ca vârstă, în momentul în care era armata obligatorie. Mulți spuneau, mă botez după ce mă întorc din armată, pentru că în armată s-ar putea să mai calc diferite sabatul, principii, în între care și sabatul. Și atunci mă voi boteza după, pentru că viața va fi mai liniștită, nu o să fiu acolo singur și cumva presiunea să fie foarte mare, că atunci când îți ordonă, nu știu, caporalul sau ce mai e acolo, sergentul, n-ai cum să nu execuți ordinul. Cum este cu chestiunea asta? În momentul în care te botezi, înseamnă că gata, ai pus capăt păcatului? În Efeseni 1 cu 14 se spune că în Evanghelia această mântuirii pe care ați auzit-o, înseamnă să mărturisești, să vrei botezul și e sigilat cu Duhul Sfânt. Așa spune Apostolul Pavel. Însă în capitolul 4, versetul 30, el spune să nu întristați pe Duhul Sfânt pentru că prin care ați fost sigilați pentru mântuire. Cu alte cuvinte, intrarea prin actul botezului în împărăția lui Dumnezeu este în ea însăși o garanție a mântuirii, dar nimeni nu-ți garantează că rămâi acolo dacă tu nu vrei. În 2 Timotei se spune, îi spune Pavel lui Timotei, Dima din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. Adică de acolo poți să te întorci. Ești pe aceeași ușă și te întorci. Nu există niciun fel de garanție. Garanția înseamnă să rămâi în permanență și în fiecare zi și în fiecare oră a vieții tale legat de Dumnezeu și să vrei să rămâi acolo, chiar dacă mai poți greși, dar să rămâi acolo. Aș adăuga un singur lucru. Eu înțeleg botezul ca reprezentând asumarea cerințelor lui Dumnezeu din partea mea. Neputincios rămân mai departe și dependent de harul lui Dumnezeu 100%. Dar vezi, una este ca mie să-mi placă, să dau un caz concret, mie să-mi placă ideea de a alerga, e bine pentru sănătate să faci treaba asta, și una este să mă apuc efectiv de alergat. Vezi, sunt două lucruri diferite. Dacă mie îmi place ideea de a alerga, dar nu alerg, nicio problemă, că în diminețile în care nu m-aș putea trezi, oricum nu mă angajasem în față de nimeni. Dar dacă eu m-am angajat, angajamentul acesta mă ajută în diminețile în care n-aș vrea să mă trezesc, mă ajută să mă trezesc și să fac un lucru bun. Repet, e chestiunea de asumare. Cred că dar depind mai departe de harul lui Dumnezeu 100%. Un punct important al dependenței de harul lui Hristos, că suntem sau nu suntem botezați, dar cu atât mai mult când suntem botezați, are de a face cu o practică recurentă a rugăciunii care ne dă putere să conștientizăm dependența noastră de Dumnezeu. Noi aici, în cadrul emisiunii Taine din Scripturi, avem o rubrică dedicată rugăciunii, se numește Rugă pentru tine. Doamna Iuliana ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300, număr de telefon pe care vă încurajez să-l folosiți și dumneavoastră pentru a ne trimite mesaje, fie pe WhatsApp, fie prin SMS la tarif normal. Dumnezeu ne scrie așa, rugați-vă pentru mine să mă pot întoarce la Dumnezeu. Am căzut de la credință, regret din toată inima și doresc să închei un nou legământ cu Domnul alături de El. Am să vă invit să ne ridicăm și să înălțăm o rugăciune. Am să vă invit pe dumneavoastră să înălțați o rugăciune specială pentru Iuliana. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos, îți mulțumim în urma celor gândite și auzite până în clipa aceasta pentru posibilitatea intrării din lumea păcatului în lumea ta, prin intermediul acestui act atât de minunat pe care și Domnul Hristos l-a făcut pentru ca noi să înțelegem că este nu doar important, ci este salvator și anume botezul. Amin. Îți mulțumim pentru că am putut să vedem cei care suntem încă aici cât de frumos poți lucra în viețile noastre, însă știm că odată intrat nu înseamnă pentru totdeauna intrat în împărăția ta, ci este posibil ca răspunzând ispitelor celui rău, să ne întoarcem în lumea din care am plecat. Așa că în clipa aceasta și în numele scump al Domnului Hristos, te rugăm pentru doamna Iuliana. Este rugăciunea și rugămintea dumneaei ca de unde s-a întors să revină la tine și te rugăm în numele său scump să o primești. Amin. Și să o ajuți ca tot ceea ce a
trasul înapoi în lumea aceasta păcatului să fie desfăcut de tine prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt și să fie liberă a se întoarce în brațele tale iubitoare. Știm că vei putea să faci lucrul acesta și îți mulțumim deja anticipat pentru că te-am rugat în numele Domnului Hristos, prin care te lăudăm veșnic. Amin. Amin. Măi, viță, luăm loc. Am să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să rămâneți în contact cu noi, să ne scrieți și să abordăm rugăciunile înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă. Așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, avem și noi nevoie de ruga dumneavoastră. Continuați să vă rugați pentru noi, cei de aici, de la Taine din Scriptură, de la Speranța TV, de la Centrul Media Adventist. Am o ultimă întrebare înainte de rubricile consacrate, răspunsuri fulger și exercițiul de sinceritate. În Efeseni 4:5 este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. De ce se cere, de exemplu, un al doilea botez pentru anumite persoane, cum ar fi convertirea din alte culte sau păcate amendate de biserică, când Scriptura pare a fi destul de concretă la capitolul acesta? Vă rog, doamna Iuliana ne-a spus foarte clar. Timpul este... Deci doamna Iuliana a spus foarte clar. Am fost, m-am retras, am căzut și vreau să mă întorc. Pe unde mă întorc? Pe aceeași ușă. Deci nu există altă ușă. Domnul Hristos spune că cine încearcă să intre pe altă ușă este, și mi-e greu să folosesc cuvintele, este un hoț sau un tâlhar. Așa că botezul în contextul epistolei către Efeseni nu înseamnă 1, 2, 3, 4, ci înseamnă unicitatea acestui act. Înseamnă un singur botez, o singură ușă între împărăția Întunericului și a Luminii. Doar prin ea se poate intra și aceasta este Iisus Hristos. Ca formă, ca... Ca concept, ca principiu, numele cui... Da. Ca principiu, da? Nu ca și numărătoare. Nu ca... Există botezul acela, mai există și celălalt, mai sunt 3, 4, 5, 6 feluri de nu. Există un singur botez. Este modul în care îl cunoști pe Dumnezeu, prin Iisus Hristos intri în lumea lui Dumnezeu. O să-ți adresez o întrebare concretă. În epistole, dar și în Evanghelii, se vorbește despre faptul că unele botezuri au fost făcute în numele lui Iisus, sau în numele Tatălui și a lui Iisus, mai puțin în numele Duhului Sfânt. Deși în Matei citim că merge și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Care ar trebui să fie formula completă pentru momentul botezării? Ar trebui să fie aceea rostită de însuși Domnul Hristos în Matei 28 și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Într-adevăr, găsim relatări, da? Nu recomandări sau porunci, ca în cazul Domnului Hristos, că a fost botezat în numele Domnului Iisus, dar eu înțeleg că e varianta scurtă, adică dacă n-ar exista Iisus care să dea șansa, n-ai avea pe cine să botezi și de ce să botezi. Răspunsuri fulger. Am întrebările pregătite. Cei care au voit să se boteze, dar au murit pe neașteptate, vor fi primiți de Dumnezeu? Da. Sigur că da. De ce în Biserica Adventistă condiția pentru a aparține acesteia este să fii botezat? Greu de dat un răspuns scurt la întrebarea asta. Tocmai pentru că există dorința ca biserica, omenește vorbind cel puțin, să fie o biserică pură. Adică să existe această certitudine, să spunem, că omul, dacă s-a botezat, deja știe ce vrea și intră într-un corp de credincioși care știu ce vor, de asemenea, și în felul acesta pot face echipă, nu se destabilizează unul pe celălalt. Dar e răspunsul scurt și incomplet. În Biserica Adventistă, pastorii au o normă de botezuri pe care trebuie să o împlinească? Dacă vreți să răspund doar așa ca să descrețim puțin frunțile, presupun un dialog între Domnul Iisus și Petru. Petre, în ziua cincizecimii, la predica ta trebuie să se boteze fix 3.000, iar textul spune aproape 3.000, deci Petre nu ți-a împlinit norma. Nu! Nici Dumnezeu, nici oamenii nu au dat și nu vor da niciodată o normă pentru botezuri. Urmează exercițiul de sinceritate. Pastor Eremia, am să încep cu dumneavoastră în ocazia aceasta cu forul 1, 2 sau 3. 1. 1, am și pus mâna pe el, vedeți psihologia ce face. Da. Vă rog, dacă ați fost în postura de a refuza să botezați o persoană, care a fost motivul? Da, mi-aduc aminte, am refuzat o persoană care mi-a spus așa, vreau să mă botez, dar să nu am de-a face cu biserica. Deci nu vreau să fac parte din biserică, dar vreau să mă botez în numele Domnului Hristos. Și am spus, păi este un nonsens. Pentru că se întâmplă trei aspecte în momentul în care cineva se botează. Scurt, Ioan 1:12, cei care îl primesc pe Iisus devin copiii săi. 2,
Corinteni 12 cu 13, cei care devin copiii lui Dumnezeu sunt uniți într-un trup, adică devin o familie. Iar 3, Luca 10 cu 20, nu vă bucurați, spunea Domnul Hristos celor 70, că vi s-au întâmplat lucrurile astea foarte bine, dar bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și anume, după botez devii copil al lui Dumnezeu, toți copiii lui Dumnezeu devin o familie și împreună au numele scris în ceruri. Așa că nu poți să faci abstracție de familia lui Dumnezeu, care este biserica lui pe pământ în momentul în care te botezi. Nu poți să spui, mă botez, dar nu pot să fac parte din familie, pentru că chiar asta urmează să se întâmple. Și pentru că a rămas pe poziție, am refuzat botezul. Silviu? 2. Iertați-mă, aveți vreo părere de rău? Nu, am o părere de rău pentru că persoana n-a înțeles. Dar nu am o părere de rău pentru că n-am săvârșit botezul în condițiile pe care Dumnezeu le propune. Silviu? 2. Întrebarea sună așa, care a fost vârsta cele mai mici persoane pe care ai botezat-o? 12 ani. Asta toamnă s-a întâmplat. N-a fost prea mică? În cazul ăsta, nu. Având în vedere maturitatea de care dă dovadă persoana respectivă, familia ei, care o canalizează foarte bine pe drumul cel bun, vorba ta sau vorba fratelui Remie, n-am regrete. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături în ocazia aceasta, pentru că ați fost sincer și pentru faptul că am putut să deschidem cuvântul înaintea celor care ne urmăresc spre lauda lui Dumnezeu. Au fost alături de mine pastorii Emil Remie și Silviu Tizloveanu. De asemenea, mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, de armea ales, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce realizăm aici la Taine din Scripturi. Nu uitați aceia care ne urmăriți pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube, să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră, le veți face un mare bine. Vă reamintesc și numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300. Scrieți-ne acolo gândurile dumneavoastră față de ceea ce dezbatem noi aici la Taine din Scripturi. Am să rezum întâlnirea din ocazia aceasta prin a folosi ceea ce scrie Apostolul Pavel în Galateni 3:26-27, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.